Lecția 14, partea 1. Să începem lecția, ca și până acum, cu învățarea cuvintelor noi. Ascultați și repetați. Platform. Peron, rampă. Glass. Sticlă, pahar. Accident. Accident. Ashtray. Scrumieră. Hammer. Ciocan. Vegetables. Legume. Key. Cheie. Story. Poveste, povestire. Meat. Carne. News. Știri, noutăți, vești. Wood. Pădure, lemn. Iată cum se folosesc cuvintele noi în propoziții. Bring me that big hammer. Adu-mi ciocanul acela mare. Don't forget to take the keys. Nu uita să iei cheile. Have you heard the news? Ai auzit noutățile? There were many people on the platform. Erau mulți oameni pe peron. There was an accident in the street. A fost un accident în stradă. Will you eat meat tomorrow? Mâine vei mânca carne? He drank a glass of water. El a băut un pahar cu apă. There is a lot of glass on the floor. Este o mulțime de sticlă pe podea. Who has told you this story? Cine ți-a spus această poveste? We don't have ashtrays at home. Nu avem scrumiere acasă. They use good wood to make the chairs. Au folosit lemn bun pentru confecționarea scaunelor. Do you want only vegetables for dinner? Vrei doar legume la cină? There are many woods in England. Sunt multe păduri în Anglia. Vă mai amintiți de cuvintele noi? Dacă da, atunci folosiți-le în următoarele propoziții. Dă-i un pahar de lapte. Give him one of milk. Give him one glass of milk. Ciocanul a căzut pe podea. The fell on the floor. The hammer fell on the floor. Va fi o poveste lungă. It will be a long story. Ai vești despre accident? Have you news about the accident? Am pus cheile pe masă. I have put the on the table. I have put the key on the table.
Ia puțină carne. Take a little meat. Vreau să locuiesc lângă o pădure. I want to live next to a wood. Trenul pornește de pe peronul 2. The train leaves from 2. The train leaves from platform 2. Vara, legumele sunt ieftine. Are cheap in the summer. Vegetables are cheap in the summer. Poți să-mi dai scrumiera? Can you pass me the ashtray? În exercițiul următor, dați corespondentul englezesc al cuvintelor românești. Sticlă. Glass. Accident. Accident. Ciocan. Hammer. Povestire. Story. Lemn. Wood. Scrumieră. Ashtray. Legume. Vegetables. Peron. Platform. Cheie. Key. Carne. Meat. Pădure. Wood. Știri. News. Poveste. Story. Noutăți. News. Traduceți următoarele propoziții folosind cele două sensuri ale cuvântului own. Ai bibliotecă personală? Have you your own bookcase? Have you a bookcase of your own? Fratele meu are hotelul lui propriu. My brother has his own hotel. My brother has a hotel of his own. Am avut câinele meu. I had my own dog. I had a dog of my own. Iată câteva verbe noi. To help. A ajuta. To sell. A vinde. To clean. A curăța. To find. A găsi. To hurt. A răni, a jigni, a durea. To switch on. A aprinde. To switch off. A stinge. Să exersăm folosirea verbelor în propoziții. Ascultați și repetați. She helped me to write this letter last week. M-a ajutat să scriu această scrisoare săptămâna trecută. He will clean his own shoes. Își va curăța pantofii. Where did you find the tickets? Unde ai găsit biletele? Last night I hurt my knee.
Noaptea trecută m-am rănit la genunchi. His arm hurts. Îl doare brațul. Switch on the toaster, please. Pornește, te rog, prăjitorul de pâine. Did you switch off the lamp yesterday? Ai stins ieri lampa. They have sold 7 cars today. Ei au vândut azi 7 mașini. Have you cleaned your room yet? Ți-ai curățat deja camera? Will you sell your house? Îți vei vinde casa. În exercițiul următor, completați propozițiile cu forma corespunzătoare a verbului. Sora ei i-a ajutat des. Her sister often them. Her sister often helped them. El tocmai și-a rănit încheietura mâinii. He has just his wrist. He has just hurt his wrist. Ai vândut multe cărți. Have you many books? Have you sold many books? Ieri am găsit acest ciocan. Yesterday I this hammer. Yesterday I found this hammer. Maria tocmai deschide radioul. Mary is just the radio. Mary is just switching on the radio. Trebuie să curățăm casa până vineri. We must the house by Friday. We must clean the house by Friday. Închide televizorul. The TV set. Switch off the TV set. Acum urmează câteva cuvinte noi. Ascultați și repetați. Old. În vârstă, vechi, bătrân. New. Nou. Everything. Tot, toate. Everybody. Fiecare, toți, toată lumea. Clean. Curat, neted. Nobody. Nimeni. Nothing. Nimic. American. American. Iată cuvintele noi în propoziții. Everybody knows her. Toată lumea o cunoaște. There is nothing in the ashtray. Nu este nimic în scrumieră. This is an old magazine. Aceasta este o revistă veche. He has forgotten everything. El a uitat totul. I have bought a new suit. Am cumpărat un costum nou. There was nobody in the room. Nu era nimeni în cameră. She is an American. Ea este o americancă. Are the windows clean? Da.
Geamurile sunt curate? În exercițiul următor, completați propozițiile cu cuvintele corespunzătoare. Cărțile noi sunt scumpe. Books are expensive. New books are expensive. Nu pot face nimic pentru tine. I can do for you. I can do nothing for you. Cine este acest om bătrân? Who is this man? Who is this old man? Voi spune asta la toată lumea. I will tell about it. I will tell everybody about it. Totul este gata. Is ready. Everything is ready. Nu voi ajuta pe nimeni. I will help nobody. Aceste farfurii nu sunt curate. These plates are not clean. Mașinile americane sunt scumpe. Cars are expensive. American cars are expensive. Traduceți în limba engleză propozițiile. Nu pot vorbi cu nimeni. I can talk to nobody. Îți plac cântecele americane? Do you like American songs? Tocmai am cumpărat o mașină nouă. I have just bought a new car. Toată lumea vrea să lucreze în această școală. Everybody wants to work in this school. Trebuie să vând aceste tablouri vechi. I must sell these old pictures. Camera este curată acum. The room is clean now. Nimic nu este ușor. Nothing is easy. Îți voi da totul. I will give you everything. Iată câteva exemple pentru utilizarea timpului. Past continuous. The wind was blowing all day yesterday. Vântul a suflat ieri toată ziua. His son was working at 6 two days ago. În urmă cu două zile, fiul său lucra la 6. They were waiting for me from 1 to 3. M-au așteptat de la 1 la 3. Iar acum să exersăm timpul trecut continuu. Traduceți în limba engleză propozițiile următoare. Ieri la ora 5 am scris o scrisoare. At 5 yesterday I was writing a letter. Soarele a strălucit ieri toată ziua. The sun was shining all day yesterday. În timp ce făceam curat, copiii mei stăteau în grădină. While I was cleaning, my children were sitting in the garden. În timp ce conduceam mașina, am văzut-o pe sora mea pe stradă. While I was driving the car, I saw my sister in the street. Ploua când m-am trezit. When I got up,
it was raining. Am căutat această carte de la 5 la 6. I was looking for this book from 5 to 6. Trenul a plecat la 5 de pe peronul 3. At 5, the train was leaving from platform 3. Toată ziua am căutat ieri cheile. I was looking for the keys all day yesterday. Ce făceai ieri la această oră? What were you doing this time yesterday? Când am fost la București, am mins tot timpul. When I was in Bucharest, it was snowing all the time. Mama mea gătea cina când am intrat în casă. My mother was cooking the dinner when I entered the house. Unde te-ai dus ieri la 9? Where were you going at 9 yesterday? Noi curățam camera în timp ce tata lucra în grădină. We were cleaning the room while father was working in the garden. Mă doare spatele. My back hurts. Îmi vei cumpăra acest ceas? Will you buy me this watch? Vreau să am o mașină electrică. I want to have an electric car. Nu mi-e foame, însă mi-e foarte sete. I'm not hungry, but very thirsty. Când sunt obosit, merg întotdeauna la o plimbare scurtă. When I am tired, I always go for a short walk. Ieri dimineață lucrau doar 10 oameni. Yesterday morning, only 10 people were working. Petre este singurul bărbat din familia noastră. Peter is the only man in our family. Ieri seară încă mai construiau casa. Yesterday evening they were still building the house. Cum te simți azi? How are you feeling today? Când a fost acest accident? What time was this accident? La 8 vom asculta știrile. We will listen to the news at 8. Ajută-mă să găsesc cheile. Help me to find the keys. Vom merge la magazin și vom cumpăra legume. We will go to the shop and buy vegetables. Mi-a spus povestea vieții lui. He told me the story of his life. Pe care peron este trenul nostru? At which platform is our train? Ieri ne-am plimbat toată ziua în pădure. We were walking in the woods all day yesterday. Am vândut deja 100 de pahare. We have already sold 100 glasses. Nimeni nu vrea să vorbească cu tine. Nobody wants to talk with you. Am spus deja totul.
I have already said everything. Îți plac mașinile americane? Do you like American cars? Nu am nimic. I have nothing. Ce făceai când te-am văzut în geam? What were you doing when I saw you in the window? Iată exercițiul pentru exersarea pronunției în limba engleză. Ascultați și repetați. Hurt, bird, work, church. E, clean, bean, green, seen. O, toaster, go, no, own. I, find, smile, kind, I. Lecția 14, partea a doua. Citiți cu atenție dialogul următor. Repetați acest exercițiu până vă convingeți de faptul că v-ați însușit pe deplin pronunția și intonația. I saw an accident yesterday. Was it in Station Street? Yes, it was. I was buying vegetables when I saw it. How many people were hurt? 10 people hurt their arms and legs. The doctors took these people to the hospital. I heard sad news yesterday. What was it about? It was about a man who left his wife and children and went to America. What did he do in America? There, he began to build a house, but he didn't have money. And what was the sad news? He hurt his fingers when he used a hammer. I bought an old car last week. Why did you buy an old car? Because I didn't have much money. And I have never had a car of my own. Do you have eggs for breakfast? I usually don't have eggs for breakfast. What do you want for breakfast then? I want toast and butter. Do you like salt on your toast? No, thank you. Salt makes me thirsty, and it's not good for me. Your toast will be ready in a minute. I use my electric toaster. Put the napkins near the plates. Yes, I do it that way. But don't eat in a hurry. It's not good. John, what have you done all day today? I have been at work today, and now I am thirsty. Why? Haven't you drunk all day today? Yes, I have, but I am always thirsty after a long day of work. What do you want to drink? I want to have a glass of beer. Do you want your beer in a tall glass? Yes, please. I like tall glasses. And then, do you want to listen to the radio? No. This evening, I want to go to the cinema together with you. Iar acum, să exersăm materialul învățat în cele două lecții. Traduceți propozițiile în limba engleză. Trebuie să cumpărăm farfurii și farfurioare noi.
We must buy new plates and saucers. Vei mânca ouă și pâine prăjită la micul dejun. Will you eat eggs and toast for breakfast? Ai curățat deja grătarul pentru prăjit pâine? Have you cleaned the toaster yet? Tatăl tău are mai mulți bani decât al meu. Your father has more money than mine. Carnea prăjită este adesea unsuroasă. Fried meat is often fat. Nu face asta în grabă. Don't do it in a hurry. Ei nu ne vor ajuta. They won't help us. Vei vorbi surorii tale despre acest om? Will you tell your sister about this man? Părinții mei tocmai pleacă la Londra. My parents have just left for London. Mâine nu voi traduce multe scrisori. I won't translate many letters tomorrow. Poți să-mi torni o ceașcă de cafea? Can you pour me a cup of coffee? Miercurea trecută au agățat toată ziua tablouri în dormitor. Last Wednesday, they were hanging pictures in the bedroom all day. Vrei să spui că nu ai citit această carte? Do you want to say you haven't read this book? Unde pot găsi acest grătar pentru prăjit pâine? Where can I find this toaster? Unicul lor copil tocmai a plecat în Anglia. Their only child has just left for England. Această pâine prăjită este a ta? Is this toast yours? Mă grăbesc, deoarece la 5 trebuie să fiu acasă. I am in a hurry because I must be at home at 5. Vom face totdeauna mobilă bună. We will always make good furniture. Când căutam ciocanul, am găsit această scrisoare veche. When I was looking for the hammer, I found this old letter. Nu-mi vorbi despre acest om. Don't tell me about this man. Unde vei duce copiii anul viitor? Where will you take the children next year? Ieri la 9 au plecat în Anglia. Yesterday at 9 they were leaving for England. Spune că nu ești obosit. Say you are not tired. Nimeni nu mi-a spus despre asta.